Sunteți la Prietenii de la 11. Am început să număr și eu ca și Florin zilele până la Crăciun. Nu mai sunt multe. Sigur, voi acasă deja ați împodobit bradul sau dacă nu, o să faceți asta în ajunul Crăciunului, dar cu siguranță vă pregătiți să colindați sau să primiți colindători. Cât de importante sunt colindele, cât de frumoase, cât ne umplu ele de bucurie. Vorbim astăzi cu părintele Visarion Alexa. Bine ați venit, părinte! Bine v-am regăsit! Și de asemenea o să vorbim și despre postul Crăciunului, care se apropie de sfârșit, iar mâine este o zi specială, este post negru pentru cei care vor să postească. Da, și începe chiar cu lucrul acesta, pentru că anul acesta Crăciunul pică în zi de luni. Deci ajunul Crăciunului practic se va întâmpla în zi de duminică. Iar rânduiala bisericească spune că sâmbăta și duminica nu ținem un post aspru total, cum se ține de obicei în ajunul Crăciunului. Și atunci acest ajun al Crăciunului, cu postire, cu ajunare totală sau post negru, cum mai este cunoscut, spunem, da, se mută mâine, vineri. Vineri. Da, mâine vineri va fi practic rânduiala de postire din ajunul Crăciunului. Mâine nu se va mânca nimic și nu se bea nimic. Nici nu se face liturghie, slujbă la biserică, și nici nu ne putem împărtăși, fiind un post negru. Cei care pot, cei care sunt bolnăviori, cei care muncesc foarte mult, copiii, bătrânii, sigur, vor avea o rânduială de postire după puterile fiecăruia. Și chiar și cei tineri, dacă este un efort supraomenesc să nu mănânci o zi întreagă, cu toate că stând la serviciu foarte mult timp, uneori ajunăm total fără nicio problemă. Fără să ne dăm seama, da. Deci chiar fiecare dintre noi, dacă nu reușește, poate să îndulcească ziua de mâine, spun rânduielile bisericești, cu puțină apă și puțină pâine, nepunându-se masa propriu-zis în semnul acesta al ajunării. Cât despre colinde, orașul deja zumzeie și cred că și satele României zumzeie de colindători. Aș vrea tare mult ca... Uitați, îmi pare foarte rău că Bucureștiul nu are o sărbătoare a festivalului datinilor de Crăciun. Toate orașele au un astfel de festival. Și noi nu avem aici? Nu avem în București un festival al datinilor de Crăciun. În toate orașele mari din România, în această perioadă, se organizează cu toate ansamblurile folclorice care păstrează colindele autentice românești, se organizează în centrul orașului o mare sărbătoare. Și este un regal de concerte de colinde, de datini strămoșești, iar muntenilor le lipsește acest festival. Sper ca cineva să se sesizeze și să organizeze. Păcat de toate tradițiile acestea frumoase ale românilor. Cât de importante sunt colindele pentru credincioși? Păi sunt importante, de ce? Pentru că în ele poartă mesajul nașterii lui Dumnezeu pe pământ. Vedeți dumneavoastră, acum Crăciunul se diluează. Începem să sărbătorim nu Crăciunul, ci Xmas. Da? Adică Christmas. Dar nu e doar Christmas. Apropo, știți ce înseamnă Christmas? Christmas, nici m-am gândit. Christ? Da, înseamnă Hristos, da? Liturghia lui Hristos. Da? Da. Christmas. Da. Mas înseamnă mesă, înseamnă, da, liturghie, în limba latină. Și atunci, vedeți cum se diluează conceptul acesta de Crăciun, de nașterea lui Dumnezeu. Mă feresc foarte mult să spun sărbători fericite. De ce? Pentru că aș vrea să punem în centru acestor zile nașterea lui Dumnezeu pe pământ. Și spun întotdeauna nașterea lui Dumnezeu, nașterea lui Hristos cu bucurie. Bucurie, da. Așa e ne spunea urare... și învierea Domnului cu bucurie. Absolut, da. Pentru că acestea sunt evenimentele fundamentale ale sărbătorii. Ce e cu colindele? Când s-au născut ele? Undeva la 600 de metri de Bet Sahur. Este un sat lângă Betleem, care se numește acum Bet Sahur. Este locuit de creștini și musulmani în același timp. Dar acum 2000 de ani, în satul acesta, veneau păstorii să-și odihnească turmele lângă oraș. Și aici, pe câmpul acesta, au coborât îngerii să anunțe nașterea lui Dumnezeu. Lor, păstorilor, acești îngeri, chiar în momentul nașterii lui Hristos în peștera din Betleem, le-a vestit că li s-a născut un împărat mare pe pământ. Iar păstorii, când au aflat această veste, la început s-au speriat, n-au știut ce sunt arătările acelea
ale îngerilor pe cer. Lumină, poate. Lumină, se spune că îngerii dansau și cântau de bucurie. Și atunci păstorii, văzând acest dans și cântec al îngerilor, și în același timp au auzit slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, că s-a născut Dumnezeu pe pământ. Păstorii au primit acest mesaj și s-au dus la casele lor și în satul Bet-Sahur, câmpul păstorilor, și au anunțat, au vestit că s-a născut Hristos pe pământ. Acela a fost primul colind de acum 2000 de ani. Deci, începând din acel moment, în semnul păstorilor care au primit această veste extraordinară a nașterii lui Dumnezeu pe pământ, în Bet-Sahur, acolo în satul de lângă Betleem, creștinii au început să vestească în preajma nașterii Domnului, asemenea păstorilor, această mare veste că Hristos s-a născut pe pământ. Astfel au apărut colindele. Deci de atunci sunt colindele. Au 2000 de ani. România au dus lucrul acesta la nivel de artă. Au făcut din colinde ceva ce n-a reușit niciunul dintre popoare să facă. Auzim colindele acestea frumoase, interpretate poate în limba engleză de alte popoare ale lumii, cu noaptea magică, cu noaptea minunată. Însă, Silent Night și toate, sigur, cele. Dar românii, începând cu, chiar cu venirea apostolului Andrei aici pe teritoriul României, au transformat această vestire a îngerilor într-un regal de muzică. Deci e ceva extraordinar. Mă plac colindele, foarte părinte. Foarte mult. Adică dacă le aud și într-o interpretare frumoasă și autentică, nu ca în București. Acum e un plic în greu, bubuie printre blocuri toate tobele, toate, deci e infernal, dar totuși o atmosferă de Crăciun. Probabil că și faptul că în România am îmbinat foarte bine colindele cu tradiția și în general știu că la colindat așa se și merge în zonele care sunt, da, păstrătoare de tradiție, în port popular, da, neapărat, și în grup, așa cum se, da, merge. Și cu coșul după tine ca să pui colacii și, da, și merele și nucile aurite, poleite, să le pui în coș. Nu se dădeau bani. În tradiția poporului român, la colinde nu se dădea bani. Se dădeau nuci, mere. Mere, portocale, eventual. Nu erau de unde. Au apărut de covrigi. Covrigi, asta. Cozonac, da. Da, aceste lucruri se împărțeau arătând belșugul și sărbătorii și bucuria sărbătorii. Nelipsit era bradul, deși a intrat mult mai târziu în tradiția poporului român. Nu se împodobea cu globulețe, cu cârnați, cu mere, cu lucruri tradiționale românești pe care românul și le punea pe masă în perioada Crăciunului. Deci iată cum colindele vin cu o veste extraordinară, pe care o găsim doar în tratatele grele de teologie. Iată, țăranul român a reușit să transpună aceste tratate de teologie într-un mesaj atât de simplu și atât de frumos. Trei crai de la răsărit. Cu stea au călătorit. Da. Magii văd cum răsare steaua și cum îi conduce această stea până la peștera din Betleem. Maica Domnului nu-și găsește liniștea și locul pentru că era noaptea nașterii, da? O apucaseră durerile facerii că trebuia să nască, ajunsă în Betleem, și sunt colinde care povestesc căutarea Maicii Domnului a unui loc și Un sărac lăcaș lângă acel oraș. Așa. O, ce veste minunată. O, ce veste minunată. Sigur. Dar e unul din colindele mele preferate. Toate aceste colinde foarte frumoase care aduc românului o teologie adâncă. O teologie adâncă, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât l-a trimis pe Fiul Lui aici pe pământ să trăiască împreună cu noi, să ne învețe care este drumul înapoi acasă, să ne învețe lucru neprețuit care a schimbat lumea, iubirea. Asta este semnul Crăciunului, iubirea lui Dumnezeu față de noi. Cam asta ar trebui să păstrăm. Și noi mai am o singură întrebare până la final, părinte. Vreau să vă întreb dacă de Crăciun cei care se numesc Cristian, Cristina, se sărbătoresc? Absolut. Pentru că am înțeles că se numesc Fiii lui Hristos. Da. Adevărat? Da, deci da. Le urăm, nu? Da, sigur. E ziua lor de naștere și vor avea cum să o sărbătorească, pentru că toată lumea e în jurul lor acum. Se adună familia, se adună prietenii în jurul mesei de Crăciun. Repet lucrul pe care l-am spus și în alte emisiuni. Masa de Crăciun se pune luni după liturghie.
să nu schimbăm rânduielile cele vechi și bune ale românilor, ci să le lăsăm așa frumoase și plăcute. Pe 25 luni se va pune masa. Sâmbătă și duminică, rânduiala de postire se îndulcește puțin, puțin vin la masă, puțină mâncare gătită cu ulei și, bineînțeles, nelipsita liturghie de dimineață, care trebuie respectată. Mulțumesc mult, părinte, vă doresc nașterea Domnului cu bucurie.